Salutare, mă, băieți, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să ne jucăm între cei mai ușori campioni și o să fie un clip, să zic așa, mult mai informativ. Dar înainte de asta, nu uitați că organizez un giveaway de 5.000 de RP-uri. Dacă vreți să aflați detalii despre giveaway, aveți primul link în descriere. În mare parte să vă sintetizez eu, trebuie doar să vă abonați la canalul ăsta. E un canal în limba engleză pe care eu l-am pornit, cu diferite highlight-uri. Ăsta e ultimul video, cel mai nou video postat, de asta are și așa puține vizualizări, restul au prins super bine, așa că dacă vă abonați aici și ne ajungem la 1K, pe 24 decembrie facem acel giveaway. Pe de altă parte, ce v-aș ruga eu, acum pentru început, mai ales like-urile, gen bara de like-uri slash dislike-uri contează super mult pentru noi, și gen până la urmă e free. Dacă tot vă abonați, nu uitați să dați și voi câte un like la cel mai nou video și, bineînțeles, poate să vă placă clipurile, pentru că nu sunt clipuri doar scuipate acolo, adică highlight-uri, domne, te duci, downloadezi un clip, le pui pe toate în ordine și gata, mă, ăsta e highlight-ul. Nu, sunt editate fazele amuzante, sunt scoase în evidență, e super ok. Chiar să muncesc, dacă pot să zic așa, la clipurile astea. Adică imaginați-vă că mai puțină muncă e pentru mine când filmez un full gameplay decât ceea ce face Dani cu modă și, bineînțeles, eu pe acest canal. Totul o să iasă super, super bine. Până intrăm în meci, că vedeți jos acolo, nu mai rost, mai schimbă scena, intrăm în meci și vedem după. Astăzi jucăm cel mai simplu, cel mai bun campion pentru jucătorii, pentru noi jucători. Da? Că tot mi s-a pus întrebarea asta pe streamuri. De unde crezi că mi-a venit ideea? Ei bine, tot de aici, pentru că noi postăm în mare parte MVP-ul nostru, gen highlight-urile pe care ne bazăm, sunt de fapt este challenge-ul între TFBlaze și Fog, să vadă cine este cel mai bun Trindamer și totuși până la urmă mi-a venit o idee, hai mă, să facem și noi neapărat un clip, deși oarecum clipul meu se dedică canalului secundar, pot să-i zic așa. Deci, haide, hai că ai invitat în meci ca să schimbăm scena, să se updateze tot. Bun, hai să închid și eu asta aici. Hai să dăm mai încet, că nu cred că m-ați auzit. Bun. Haideți să ne facem setările, pentru că m-am jucat iar pe Rusia și după ce vin pe Rusia înapoi pe une, gata, e totul cancerino. Nu mai înțeleg nimic. Ok, bun. Nu știu ce avem top, man. Hai să ne luăm asta. I don't know. Chiar nu știu ce avem top. Bun, hai să mergem aici până ne facem noi setările. Hai scoatem name-ul că e irrelevant. Highlight-ul la fel. Mi-am mii de secunde. Spell cost, noi n-avem. La abilități. Bun. Prima dată am crezut că sunt ver... Oh, shit, să face acolo invade. Prima dată am crezut că sunt versus Nasus, dar cred că sunt versus... Cred că sunt versus Nasus. I mean, cred că așa ar fi cel mai... Cel mai logic, după părerea mea, I don't know. Ok, nu uitați că pe live-uri continuăm challenge-ul pe Rusia. Încă suntem platina, doi am pierdut promo, avem 23 de win-uri și 4 lose-uri. În acest challenge, nu știu ce se întâmplă. Bine, ideea e că am fost foarte obosit și eu și Dani și am jucat ca un căcățel. Echipe slabe, retardate, gen echipe care fac rău, avem în fiecare meci, aia n-a fost o scuză. A fost un factor pe care ne-a ajutat să pierdem două din cele trei meciuri jucate pe stream, dar asta nu este o scuză. Am înțeles, Swain este pe top lane. Well, asta o să fie exact. Bun. Runele mi le pun în funcție de campion. O să vă las-o pe GG-ul celor doi jucători, și al lui TFBlaze și al lui Fog, în descriere. Dacă nu se lasă asta, spamați-vă acolo în comentarii. Nu mai neapărat spamați-vă, scrieți-mi doar unul singur. Iar eu o să, când mă trezesc și văd că nu l-am pus, o să mă conformez. Da, probabil nu o să uit. Bun. În match-up ăsta, e bine, match-up ăsta e puțin ciudat, guys. Chiar am vrut să întâlnesc Nasus pe top, un match-up destul de întâlnit, să zic așa, în divizii mici și era super șmecher. Nu știu de ce dracu e Nasus, adică Swain avea super multă logică. Se întâmplă, nu știu ce dracu s-a întâmplat cu ei, whatever. Bun, acum, de ce zic eu că Trindamer mi se pare cel mai potrivit campion pentru un jucător de început, este că Trindamer chiar nu are multe mecanici, nu are rost să vă enumăr abilitățile, pentru că dacă ești chiar atât de început și nu știi nici abilitățile la campion,
trebuie să intri în plictisitor, ok? Bun. Acum haideți să vorbim despre lane. Niciodată, asta am văzut la super mulți jucători, că forțează fight-urile când lane-ul e în defavoarea lor, ok? Dacă el are mai mulți minions ca noi, mai ales cannon wave. Ok, hai să băgăm. Ia, hai să băgăm 2 puncte în Q acum. Mai ales dacă are cannon wave, atunci nu ne băgăm pe el. Ok, momentan ne-a dat 500 de damage. Ne facem max fury. Fury, da? Ok, am ieșit din W-ul lui. Ok, nu ne-a prins. O să-ți dea probabil flash aici. Let's go. Dacă nu-i dădeam critica aia, probabil aș fi dat flash-ul pe el. Celălalt flash, Ignite-ul. Ok, bun, a făcut prima dată kill-ul. Știm că are teleport, suntem full HP, deci nu are rost să ne dăm bază, așa că vom face un slow push. Ok, mai ratez eu minioni. E schemă, mu. Pentru că un jucător începător sau un jucător de silver, bronze, a ratat minion, da? Vă ratez eu că sunt handicapat. Bun. Haideți să vedem aici ce o să întâmple. Ok. Îl aud în spate pe fundal. Pe fratele meu. Aparent, cred că pleacă la școală. E 6 dimineața, ca să știți când filmez chestia asta. Bun, scuze dacă s-aud zgomote pe fundal. Sorry. Oh, fuck. Bun. Asta a fost o mare greșeală. Le-am dat deny la o grămadă. O grămadă de minion Swain. Ok, nu știu exact ce face Swain-ul ăsta. Poate să fie tiltat, nu? Adică, și eu aș fi. Bun. Prima dată o să buildim Essence River-ul. Oh, wait. Ok. Ah. Feels bad, man, când am avut critică. Ok, thank you, mă duc aici. Ok, build-ul este de full CDR, ok? Îți iei Essence River, dar probabil o să zici, dar Dani Trindamer n-are mana. Nu te interesează aia. Essence River are cam tot ce trebuie ție pe Trindamer. Are damage, are CDR și are și critică. Are absolut orice chestie care îți trebuie ție. 2 secunde. Și un build super interesant o să vă arăt astăzi cu Stonerizer. Ăla o să fie... Feels bad, man. Ok, în clipa asta ne permite să facem puțin bully. Încă o dată, de ce zic că e așa de ușor? Pentru că, sincer, după părerea mea, la un moment dat chiar nu se trebuie creierul campionul ăsta. Ok, nu știu cum mai am lovit. Ok. Ce ziceam? Ok, o să dau Ignite-ul doar pentru burst. Ok, pentru burst, pentru Moon Speed, sorry. Mă exprimam pula. Ok. Luăm minionii ăștia, luăm ăsta, luăm ăsta. O să ratăm Kennen-ul că așa se face, capa, mă gândesc. Bă, hai să mai împingem încă un wave. Niciodată să nu te dai, să nu te dai în spate în genul ăsta. Pentru că, practic, wave-ul tău, ok, aici, sincer, nu mă mai interesează să mai iau toți minionii. A, puteam să le iau și asta. Așa, niciodată nu trebuie să te dai în spate așa. Probabil ați văzut la foarte mulți streameri și vă întrebați, de ce dracu împinge lane-ul? E bine, eu când am împins minionii aici, dacă plecam atunci, minionii rămâneau undeva pe aici. Iar când ajungea el pe lane, erau în poziția asta care este acum. Da? 2 secunde ca să-mi iau din SS River. Mi-am prima dată CDR-ul și critica, ce mai important. Mai așteptăm de buți, așteptăm de buți, merge. Așa, buții la fel de CDR-ii luăm. Bun, o să vedeți build oricum. Cum merge meciul? Ok, merge ok. Bun. Deci am împins o chestie aia, el practic a pierdut două wave-uri întregi, pentru că eu am împins ambele wave-uri în taurul lui și minionii au murit până ca el să vină pe lane. Practic e gold pierdut, hai să zicem că rata minionii, dar e XP pierdut. XP-ul e cel mai mare avantaj pe care tu l-ai în acest joc. Se pune și la jungle, se pune la absolut orice. Chiar vreau să vină Udyr ăsta, dar nu acum, după ce să am un item. What? Ok. Bun, avem 55 critică. Ok. Bun, am împins cam aiurea aici. Nu o să încerc să joc la perfect free și chestii de genul, pentru că ar fi deja, adică gen, ar fi, bă, mi-aș merita hate-ul. O să zic că, bă, pula mea, dă-o dracu de treabă, mă, că e făcea la freeze, nu putea să miște un jucător de silver, n-ar putea să facă
freeze sau ceva. Nu, o să dăm așa minion în random, dar dăm puțin mai slow, ok? Încerca să dați un pic mai slow. Ok, bun. Arată Kenanu, are 29 de minioni. Oh my god, Petzl! Sunt unii minioni pe care nu vreau să-i ratez, dar îi ratez. Sunt alții pe care vreau să-i ratez și iau. Nu știu cum funcționează chestia asta. Oh my god, feels bad man, guys. Ok, motor hit de What? Nu te cred că minionii mei erau la distanță de un hit, mă. Un hit de el. Ok, o să încercăm ceva. N-am înțeles, ăștia fac dive. Nasul ăsta de carry merge, ok. Următorul video o să fie despre nasul ăsta de carry, aparent. Bun, hai să stăm mai așa. Cea mai mare greșeală la top lane-ul e că atunci când dispare, instinctul lor e să vină aici. Să pună ward. Fii atent, dacă nu are ward. Da, nu are. Ok, bun. Atunci doar stă. Ok. Doar stai. Ok, punem ignite. Hai să ne riscăm, băieți. Ok, a trebuit să-mi dau rău acolo. Mi-a dat eu aiurea. Aia a fost greșeala mea și Q. Tu, Orly. Da, nu e nicio problemă. Adică... Uite, poți să faci greșeli, dar nu prea ești pedepsit. Ok? O să dureze puțin până vă obișniți cu damage-ul utilit, adică să știți exact că îl bate sau nu. Uite, de exemplu, eu n-aș fi că îl bate, am încercat să... am vrut să list. Dar ideea e că aveam prea mulți factori. Da, puteam să mai avem un play, dar asta. Bun. Ideea e că eu aveam foarte mulți factori care m-au făcut să cred că o să câștig. Item avantaj, aveam XP avantaj și aveam și summoner slab. So... chestia asta, toate combinate, huhu. Ok, hai să vindem ăsta și dacă vindem ăsta, ha? Yay, yeah, let's go! Hai să iau și o poțiune așa la știu, că nu stau să iau... Ok, bun. Ideea e așa, build-ul o să fie în genul ăsta. Essence River, da, în... de Stinger, atât. Ultimul item îl faci în Trinity Force, ultimul. Doar, ne luăm doar Stinger-ul. Pentru cooldown. După... după... ne luăm Storm Razor, iar buții îi facem pe ăștia de cât de râd. Și o să vedeți cât de bine o să ne meargă, guys. Doar să vedeți. Ok, ok, bun. Acum, chiar dacă vreau să trolez, hai să nu trolăm. Aici play-ul corect e acum să las decât wave-ul să vină spre mine, să încerc să iau așa minionii cât pot, să îi las mai mare Kenna, nu? Să dau doar last hit, iar în secunda în care îl văd pe Swain că se apropie de mine, eu să mă duc să încep să dau în el. Wave-ul asta aici, Swain va pierde super mult XP. Ok, mi-a dat un pic de damage irelevant. Și noi ținem wave-ul doar aici. Ținem wave-ul aici. Nu facem nimic cu el. Va trebui să încep să iau câțiva minioni. Ok. Trebuie să omorâm câțiva minioni, trebuie să păstrăm undeva la vreo 4, cam așa. Ok, atâția sunt... Oh, fuck, futu-s minion. Ok, atâția sunt suficienți. Îi ținem doar aici. Bun. Și acum așteptăm iar. Acum farmăm. Dăm last hit-ul. Iar următorul wave a venit exact în locul unde a murit și celălalt. Și stăm aici în continuare. Acum probabil o să fie împuși. Probabil trebuia să-mi păstrez mai mulți minioni. A fost oare combina mea. Dar îi ținem aici în continuare. Swain la un moment dat o să fie super tilted. Are level 8. Noi avem 10. În 2 level avantaj. El n-a mai farmat de mult, mult timp. Ăștia sunt jur acolo. Oh my god. What the fuck? Nu știu cum. Nu știu cum și de ce, dar funcționează. Asta o să fie un meci dur. E oarecum bine că pot să vară potențialul. Lu Trindamer, dar e cam nașpa că trebuie să mă chinui la ora asta. Credeți-mă, la ore de asta n-am chef să mă chinui. Ok, o chestie interesantă pe care o fac mai mereu, când jungla mea nu e pe partea asta de junglă și scatălul aici se spawnează, mă duc instant și iau scatălul. Pentru că, credeți-mă, să iei un scatăl, practic să dai din alea jungla adversă, pentru că jungla mea... o să zic eu ok, da, nici chiar așa. Bun, acum lăsăm pe ăla să farmeze un pic de tot. Mergem și luăm la Udyr. Farmul de junglă. A, ne dăm poțiunea asta, că sincer stă pe creier acolo, nu știu ce. Ok. Bun, mergem aici, luăm wave-ul și după aia ne întoarcem pentru blue.
Ok, Udyr vine din regla, bro. Să fie oarecum interesant. Faptul că n-am iteme e cam nașpa. Ok, nu băgăm punct în R. E mult mai util să băgăm punct în E, având în vedere că noi jucăm la maxim cât de R. Ok, dăm W de aici. Ok, aici? Oh, fuck. Come on, bro. Oh, look at this dude. Okay. Oh shit. Okay. Okay, my favorite. Maybe. Okay. 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 Nice. A ieșit super bine. Am reușit să luăm shutdown-ul pe Nasus, deci problema mea a ieșit super bine. Vreau să sară cineva aici pe mine? No, ok. Bun. Ideea e că nu trebuie să forțăm mai mult decât putem, ok? În clipa asta, meciul ăsta o să joc destul de grijuliu. Bun, avem primele iteme. Mergem pe Stinger. Mamă. Deci uitați-vă câte iteme minus aș fi avut fight-ul ăla dacă aș fi murit. Ar fi fost super aiurea. Bun. Hai să vedem dacă ne lasă. Mă lasă oare? Thanks. Ok, nice. Ok, e bine. De obicei, nu prea se întâmplă asta, dar e bine. Avem deja 40% cât de ră. Deja suntem full cât de ră. E super ok. Avem transcendentul 10%. Unde e, mă? Că aici gura lui. Practic avem cât de ră peste și ne dă transcendentul. AD, am luat și Kenan-ul ăla. Să nu uităm, suntem niște jucători de silver, da? Okay. E totul bine. Nu, n-am văzut. Minionă. În clipa asta m-a tras atenția mea pe top. În partea la jungle advers. O să trească să am grijă. Ok. Bun. Deja ăsta nu mai are absolut nicio șansă, guys, pentru că i-am dat atât de mult out farm, out level, orice. Și pe lângă chestia asta, este vorba că, hei, suntem niște jucători de divizii mici. Lumea se tiltează aici, ok? Deci noi vorbim de lume că se tiltează, ok? În clipa asta o să mă opresc să dau un turetă. Mamă, ce nașpa e. Fac așa multe kill-uri. No! It's ok. It's fine. Nu, what the fuck. Ok. Ok, hai să luăm asta. Bun, avem eu la câteva secunde. Nice. Mă încearcă, bă, băieți, eu încerc să fac un video așa super educativ, frumos, dar mă încearcă ăștia. Mă încearcă rău de tot cu nervii. Aia e. Trebuie să ne păstrăm calmul. Ca să avem... dacă vrem să fie echipa noastră happy și să nu dea dracu surrender, hai să mergem. De obicei nu fac chestia asta. De obicei cu Trindamer nu mă duc niciodată în fight-uri. Eu următorul Drake vreau să-i luăm solo. Așa că o să mă duc direct aici. Și haideți să-i îmbunăm puțin. Că ce se întâmplă aici is not bueno. Ok. 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 Putem să mergem. Nu e nimeni de aici. Ok, luăm noi. Meciul ăsta s-a transformat într-un meci cum să care 1v9. Nu știu să zic dacă alia. Ok. Bun. Să dea toată lumea în spate. Toată lumea. Stai în spate. Na, just reset, bro.
Lumea nu stă în spate, trebuie să joc aici în jurul echipei. Mi-e super greu, credeți-mă, da. N-am ce să fac. Bun, meci ăsta trebuie să cărăm 1v9. Și de asta o să pară potențial la campionul ăsta. În majoritatea meciurilor nu a trebuit totul să fie așa. I mean, it's too much, you know. But hey. Oh, fuck. Ăla aștepta să... N-au cătează. N-au cătează, e ok. Mă oftică că a luat acalichilul pe mine. Da, e super ok. E ok. Wait. Da, e bine. Ok, bun. Vom putea să mergem pe top lane. Băi, sper că vă place video ăsta. Dacă mai vreți să mai fac video de astea informative, mă rog, să mă chinui mai mult decât la ăsta, pentru că, practic, nu știu cum pot să explic eu sau să fiu mai... așa, mai super calculat. La ore de astea o să-l filmez mai devreme, pentru că, gen, să înțelegeți cum funcționează ziua mea, mai ales cu acest canal. Mă trezesc ziua, sunt niște chestii de rezolvat, mai stau și puțin ca orice om, încep live-ul, fac live-ul, termin live-ul, ne punem să căutăm pe acolo chestii și chiar dacă, uite, de exemplu, face Dani clip, da? Iaiurea nu-l las singur, știi? Pana mea, ne dăm cu părerea despre anumite faze și chestii de genul ăsta. Iar după aia urmează seara, în care mai stau și eu puțin cu lumea, familia, chestii. Și după aia eu trebuie să filmez. Așa funcționează. Știu, e un program fucked up, dar nu mă plâng de el. Doar că mă cam enervează că nu prea mă exprim așa cum aș vrea. Dar că neavând un script în față, nimic scris, eu na, vorbesc ce gândesc și uneori mă exprim super... Ok, super annoying. Ok. Dar chiar putem să... Na, nu pot. Nu pot să fac nimic. Mi-a dat rău degeaba. Okay. Bun, mergem în bază. Ok, pune Heraldul direct pe botlane. Și trebuie să jucăm în jur la echipă, o să fie super ciudat aici, dar... Având în vedere că echipa noastră nu vrea să coopereze cu noi, va trebui să ne jucăm noi în jur ei. Pentru că mie e dracu că dau ăștia surrender, nu sunt duo cu nimeni, deci nu e altcineva să dea nu. De obicei de asta juc eu cu mă taie capul și car meciul. Și după aia nu se mai plânge nimeni. Pentru că... Ok, let's go. Oh my god, dar ce iau eu toate kill-urile, frate? Ok, în clipa asta mi-aștept doar ultimata. Ok, ținta mea e Nasus. Ok, nice. Ok. Să pușem în continuare. Good job, guys. Uite, acum și-a revenit toată echipa. Bun. În principal, dacă câștigi lane-ul cu Trindamere, după aia, dacă vedeți, e simplu, ai super multe oportunități. Poți să pușezi în continuu să chem vreo 2 sau 3 persoane după tine și la fel să îi bați pe ea. Poți să te grupezi cu echipa în caz de față și să-i bați. Deci totul constă în lane-ul face-ul tău. Și după aia poți să ai influență super mare pe jocul ăsta. O lăsăm pe ăsta să dea aici cât vrea. N-ai ce să te facă. Suntem prea big și acum mergem direct bază, pentru că ne rom în sfârșit Stormraiser-ul slow pe hituri, băieți, slow pe hituri. Let's go. Bam. Bun. Acum avem super multe opțiuni. Super multe opțiuni. Critică. Mi-aș mai lua, nu mi-aș mai lua. I don't know. Momentan om de mici. Pentru că cu 100% Fury avem super multă critică și nu prea așa are rostul, dar merge dacă vreau să avem 100% șansă, gen, de la început mă refer. Pot să mă duc pe Trinity Force, though, dacă sunt super fit. Naia, nu se ia la Baron, cred, mai n-au de ce să fiu la Baron. Dacă observați, eu am ținut și rolul de jungle, aia e. Ok.
Ok. What? Ok. Vreau să fac... Vreau să fac... Quadra kill, dar nu s-a vrut. Ok, solo rift-ul aparent pentru ei irelevant. Deși acum ei poate să pușeze acolo, dar mai mult de un taur nu putem să luăm. Cineva trebuia să rămână aici. Normal trebuia să rămână Malphite aici. Dar, hei. Salut, eu sunt Malphite. Mai nou. Na, ce-ți faci? Hai. Două secunde să verific ceva. Bun. N-avem Tiamat. Bă. Știu că nu mi-a luat Tiamat. Pentru că dacă vrei să-ți bați lane-ul super rapid, să nu împingi, poți să faci chestia asta. Poți să dai era și la chestiile astea și super bine. Na, am murit. Stacat, hashtag stacat de la sus. Au reacționat așa super târziu, adică mi-aș dat să bage, dar bine. În fine, m-am băgat prost, nu contează. E ok. Atâta timp cât îl dau aici, îl dovedesc ăștia pe nasul, ar fi super bine, dar... What? What? Lux? Lux, dude. Lux. Lux, trebuie să pui ignite pe el. Dude. Hard. Oh, the fuck, dar... Corect, apeși pe el, e greu. Așa, Kalista. Nice, bravo. Kalista trebuie să bată până la super easy. Fără, gen... Malphite tu mai a dat. Am văzut. Știu. Am văzut, guys. Nu o să-mi iau GA aici. Nu o să-mi iau niciun caz GA. Ce mi-aș lua loc de Trinity? În loc de, pardon, de... De Infinity, îmi iau ăsta. E build-ul meu, fiecare poate din punctul ăsta după ce și-a cele două iteme plus buți, trei iteme, respectiv Ionian, Essence Driver și Stinger-ul, după aia poate să-și build-uiască ce vrea el. Ce vrea el poate să build-uiască. Ok? După. Eu am preferat să mă duc pe niște lifestyle pentru că vreau să stau mai mult în viață. Ok. Oh, fuck! Am dat auto, nu știu, gen, fără să vreau, doar așa, random. Când ce, să mai lași niște kill-uri? Bun. Ok, o să dăm meu de câte ori putem. Avem 95% critică deja, so. Suntem blană. Malphite. Nu înțeleg ce face Malphite. Ok. Mi-am dat ultima dată super early pentru că am văzut ce damage are Nasus. N-am vrut să mor așa stupid. Și din cauza asta am vrut să nu risc. Pentru că aici putem să dăm inhibitor super ușor. Ok. Bun, putem să luăm asta. Iar acum eu voi pleca spre bot lane, unde a trebuit să meargă toată echipa mea. Dacă dă Rakan în râful... Nu. What the fuck se întâmplă? Genul ăsta jucător nu pot să-i predic nicio. Ne, deja a murit tu, nu? Când ai baronul, nu trebuie să te duci repede după el, trebuie să-ți asiguri victoria. E o diferență între a-ți asigura victoria. Nasus nu vrea să te bată cu mine, așa e? Așa e. Dar nu vrei să te bați cu mine. Ok, at ignite. Ok. Asta o să-i se ducă. Ok. Ah, bun. Acum hai să dăm aici. Dăm aici anul ăsta. L-am luat și plecăm. Coaie, plecăm. Plecăm. Wow.
Ok, bun, mergem în bază. Până acum am luat 2 dragoni pentru că eu sunt jungla. Bun, avem aici BT-ul gata de acțiune. Și bineînțeles că pentru că avem atât de mult gold, am luat Trinity Force-ul instant. De obicei le iau ultimul item, mare parte când sunt tanci precum Nasus, pe care îi dau super greu jos. Și dacă Soinar, noi am fi dat noi stomp, nu știu, m-aș fi dus aici pe Last Whisper. Însă, sau de exemplu cum e cu healing, m-aș fi dus pe ăsta, pe Mortal Reminder cu totul, ca să am și Executioner Calling, dar având în vedere match-ul ăsta, ne adaptăm oricum build-ul în funcție la match. Și aici chiar nu și-are rost. Oh, hello. Dude, I'm so fucking good. Oh shit. Oh shit. Let's go. Oh my god. Uite ce disperați după victorie sunt, adică come on. Simal. A luat fata 10 kg, dar mă jur că jumătate cred că le-a luat random. Ok, acum am 100 de man. Și cam asta a fost video-ul nostru, băieți. Sper eu că v-a plăcut video-ul. A fost un gameplay interesant, cred că a trebuit să mă joc mai mult Trindamer. Sincer, chiar mă motivează videourile de genul de pe mai de pe canalul secundar. Dar nu uitați să vă abonați acolo neapărat și bineînțeles să vă abonați la acest canal dacă v-a plăcut această prezentare minunată a acestui campion. Dați bineînțeles un like și un comentariu cu Scaduș. Ca să nu știați și probabil ați arătat câteva videouri ale mele, dar acum încolo mereu avem un cuvânt pe care îl spamăm cu toți în comentariu ca să văd dacă s-a uitat cineva până la final sau pe la jumătate video, da? Scaduș e asta, e cuvântul de astăzi. Ne auzim și pe celălalt canal cu video nou dimineață și bineînțeles, două secunde, schimbăm aici să fim, mă rog, tot, e puțin mai mare, sper. Și bineînțeles, la un nou live stream, zi frumoasă tuturor, băieți, și cam atât, n-am nimic motivațional pentru voi. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să mai vedeți gameplay de Trindamer. Chiar îmi place să mă joc campionul ăsta, are câteva meciuri proaste, dar nu prea le întâlnesc de multe ori. Spuneți-mi dacă vreți să joc pe Rusia. Pa, pa!